Declarația mea politică de astăzi uh, se intitulează Reforma administrativă, nu pensii speciale pentru aleși locali. România e un stat profund de birocratic, în care majoritatea administrațiilor locale sunt ineficiente. Primările din România pierd bani, pierd proiecte europene, pierd lupta pentru modernizare, pierd încrederea cetățenilor, risipesc bani publici. În acest context de ineficientă cronicizată, Pensiile speciale ale primarilor sunt din nou pe agenda publică. Observăm cu îngrijorare, îngrijorare amânarea deciziei referitoare la pensiile speciale pentru aleși locali. Coaliția de Guvernare ia în considerare, în cel mai fericit caz, o amânare a intrării în vigoare a prevederilor incluse în 2019 în codul administrativ. Și asta pentru că prin PNRR proiect coordonat de un fost ministru USR, România și-a asumat să nu introducă categorii noi de pensii speciale. E singura piedică în calea dorinței PSD, PNL și UDMR de a-și recompensa ce 2.874 de primari și pentru a-și asigura loialitatea lor. Ce nu se regăsește în agenda publică a actualei coaliții de guvernământ? Reforma administrației publice, o condiție esențială pentru modernizarea statului și pentru bunăstarea cetățenilor. Iată câteva puncte concrete care ar trebui să se regăsească în programul politic al coaliției. Profesionalizarea aparatului administrativ. Funcționarii publici trebuie să fie aleși pe baza competenței și a expertizei. Pe lângă o formare profesională continuă, administrația publică trebuie să instituie indicatori de măsurare a performanței trebuie să ofere o salarizare în funcție de rezultate și să aibă o planificare eficientă a resurselor umane. Primăriile în care toate veniturile merg pe salariile funcționarilor trebuie să devină istorie. Eficientizarea administrației publice prin reforma administrativă, comasarea primăriilor din localitățile cu un număr redus de locuitori. Azi, administrațiile din localitățile mici nu reușesc să furnizeze servicii de calitate și uneori nici măcar nu-și acoperă propriile cheltuieli din taxele colectate. Furnizarea, fuzionarea unor astfel de localități e tocmai frecventă în aparatul administrativ al, al statelor europene. Digitalizarea serviciilor publice, un prim pas înainte e îmbunătățirea sistemului național electronic de plată online, gen ghișeul.ro, care ar crește colectarea de taxe și impozite. Creșterea capacității de gestionare a proiectelor de dezvoltare și de absorție a fondurilor europene. Cu o nevoie uriașă de dezvoltare, infrastructură rutieră și de utilități, servicii medicale sau educaționale, e inadmisibil ca administrațiile locale să nu aibă specialiști care să gestioneze proiecte din fonduri europene, guvernamentale sau un parteneriat public-privat. Stimați colegi din coaliția de guvernare, fac un apel în numele USR să alegeți eficiența, nu risipa, simțul gospodăresc, nu îmbuibarea, pensiile românilor, nu pensiile speciale ale clientelei politice. Pensiile speciale ale primarilor trebuie eliminate, nu amânate. Mulțumesc!